Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Încă o seară cu Arena Națională aproape plină, sunt în majoritate suporteri steviști, veniți să aplaude încă un pas spre titlul așteptat de 9 ani de zile. Veniră și o mulțime de suporteri din Oltenia, poate că ei sunt și din București, sunt circa 1000 de susținători ai Craiovei. Faza de la el a plecat, acum deviază bine tot el, Crețu, bun șutul lui Crețu, Alexandru Crețu, apoi a fost practic dat afară. Da, au fost niște declarații jignitoare chiar ale patronului, iese bine la intercepție, șut anticipat acea pasă și trece Tavi Popescu, un dribling, l-are față pe... Da, bine lăsată mingea și este o bară! Cu FCSB, frumoasă depășirea lui Octavian Popescu și foarte inspirat Coman îi lasă lui șut. Și de ce nu-i penalti? Pentru șut, go, nu! La fel, șut la colțul scurt, încearcă să reia cu capul și aseară Bârligea așa a marcat primul gol al partidei din Giulești. Se bate scurt Olaru. Da, mingea trece un pic alături. Intervenția lui Căpățână, îl oprește pe Crețu. Crețu aruncă repede de la margine. Tavi Popescu, pasă bună lui Tavi Popescu, scăriță și mingea trece alături. Construită bine. Foarte frumos Popescu. Am crezut că vrea să dea peste portar. Nu, până la urmă șut îl vede pe Lixan, pe Miculescu. Craiova a ratat o ocazie importantă de contraatac. Radunovic. Acesta este Coman! Șutare cu efect. Pus în dificultate. Șutul a avut viteză, a avut efect. Popescu deviază. Minge la prima bară, din nou deviere. Chiricheș. Chiricheș, cât pe ce să dea gol. Este în continuare 0-0. Da, trage la prima bară și înscrie. Greșeala lui Laurențiu Popescu. Al 17-lea gol al lui Florinel Coman în acest sezon, în toate competițiile. E un gol, orice s-ar zice, un gol meritat de FCSB, care a arătat și o mulțime de ocazii, a fost superioară în timp până acum. Dar un gol care vine la o greșeală mare a lui Laurențiu Popescu, cel care apărase foarte bine până atunci. Da, pentru că s-a dus inițial pe colțul zidului și asta l-a făcut să piardă timp. Derutat poate de efect sau asta a încercat să intuiască direcția șutului. Dar șutul e de o perversitate nemărginită. E și acel stil folia seca sau topspin ca în tenis. Mingea prinde gazonul chiar în fața portarului Craiovei. Florinel Coman bate bine, gol! Coman! E autogol. Autogol, mingea atinsă de jucătorul Craiovei care a țâșnit de la bară. Acum ce-l notăm pe Coman? Pasă de gol sau gol? Două goluri marcate de FCSB în interval de 4 minute. Câte ocazii clare a avut FCSB și ambele goluri au venit după greșeli flagrante de apărare. Și este echipa care în acest campionat a folosit cel mai bine fazele fixe.
Da, e deviere decisivă. E autogol. Platoiu. E autogol. Deci pe pantea. A fost și o scurtă verificare a golului în cabina VAR. Verificare trecută și PCSB pasează. Oh, ce bine apare Lisandru pe un spațiu liber. Davi Popescu, trecere bună. Mekvabishvili. A plecat Crețu, să vedem dacă ajunge Chiricheș, nu ajunge. Crețu la minge, ocazie pentru Craiova. Chiricheș n-a calculat bine amplitudinea acelui balon. Noroc s-a retras Radunovici. Dar Badel, aruncând mingea peste apărare. Acolo este Căpățână, vine Crețu, dar nu reușește să oprească mingea ajunsă în careu și un șut apărat senzațional de Târnovan, a tras bine. Șutarea lui Câmpanu, șut bun pe sus și își arată aici Târnovan, într-adevăr, calitatea, reflex foarte bun.